Tărești din România. Socială. Așa este. Da, distanța socială nu ne permite să ne îmbrățișăm. În brațe. Da. Un pic mai așa să și nouă ne-a fost dor de dumneavoastră foarte, foarte tare. Arătați bine. Arătați bine. Linișor, cam grăsuță, dar drăguță, știi? Da. Grăsuță, da, da, drăguță. Nu, mie nu mi se pare. Mie mi se pare un ton așa. Mie mi se pare că arătați bine, dar doamna Catanga, sunt cam supărat, așa mi se pare. Tristuță un pic. Parcă niciodată n-a fost așa de tristă. Ei, și ce să fac acum? Mergem înainte, că n-avem ce să facem. Corect. Bine, și aveți dreptate. Aveți dreptate că... Hai. Dar dacă, doamnă, dacă, uite, vreau să vă întreb ceva. Dacă vine domnul Pădureanu acum la dumneavoastră... Nu, să zicem. Să zicem că ar veni, ar veni în genunchi și și-ar cere scuze. L-ați iertat, doamnă, v-ați zice că... Nu vreau să vină soțul meu în genunchi să-ți ceară iertare. Dar să zicem, nu în public, așa undeva. Da, ce ați face? L-ați ierta, l-ați lua în brațe, l-ați pupa, l-ați îmbrățișa, l-ați ierta? Andrei, vreau să-ți spun că noi suntem doi oameni maturi, știm foarte bine să ne comportăm în societate, chiar dacă este ce este. Suntem doi oameni maturi. Doamna Catanga, vă știu de când sunt mică. Vreau dragii să spuneți, vă gândiți așa după pauză, după dacă 20... într-adevăr l-ați ierta sau nu pe domnul Pădureanu, adică că suntem femei și știu cum e când suferiți, nu e foarte bine. Luăm o scurtă pauză și vă gândiți bine dacă l-ați iertat sau nu și ce a greșit atât de mult de vreți să divorțați după atâția ani de căsnicie. Domnul Pădureanu, dacă vă uitați la noi, uitați, poate veniți aici la noi și faceți o faptă bună și un gest nobil. Pauză. Întors alături de regina muzicii răutărești, doamna Cornelia Catanga. Înainte de pauză vă spuneam că mi se pare că sunteți așa supărată, abătută. Cum e atmosfera la dumneavoastră în casă, doamna Catanga? Este foarte bine, e ok. Dumneavoastră tot timpul ați vrut așa să păreți... Să păreți puternică. Să păreți și puternică. Dar... Dar bănuiesc că mai sunt și momente care vă dărâmă, nu? Și întâmplări în viața dumneavoastră care... Andrei, dragul meu, vreau și... să-ți spun că... Și nu știu dacă e ok să nu mănânci cu soțul la masă, eu știu să... Important e că fac mâncare. Bun. Foarte bun răspuns. Doamna Catanga, după 33 de ani de căsnicie, să stați în aceeași casă și să nu mai mâncați la aceeași masă cu soțul dumneavoastră? Și care? A devenit o obișnuință, nu știu cum să-ți spun. Și așa, cu de 50 de ani facem meseria asta, 49 de ani facem meseria asta, ne-am obișnuit. Unul încolo, unul încoace, mâncăm pe unde putem, la petreceri, dar ești în... meseria asta și știi, Andrei. Știu, știu. Da. Dar cum ați ajuns, doamnă, la situația asta? Cum ați ajuns? Andrei, și n-am spus bună seara telespectatorilor, că se uită foarte multă lume la noi acum și prietene de ale mele și oameni din Israel se uită la emisiunea voastră. Pe toți cei care se uită la noi. Chiar mâine este... anul nou al evreilor. Shana Tova, Maria. Cum să-ți spun? Mi-e greu să spun de la ce a început, dar pe parcursul următoarelor zile, săptămâni, eu venisem pregătită, chiar îi spusesem domnișoare Ioana, care m-a contactat, dacă poate să vină Marian Golea sau cineva. Pentru că eu am de adus ceva foarte important și atunci o să știți și voi, doamna Catanga, dragii mei, da, și toți telespectatorii. Când au început să se răcească lucrurile între dumneavoastră și domnul Pădureanu? Pentru că eu țin minte că erați nedespărțită de el, cred că e prima oară că veniți singură într-un platou de televiziune, fără dumneavoastră. Da, toată lumea era obișnuită să vin cu el, să fim împreună. Uite, și acum, în momentul ăsta, mă simt singură, m-ai înțeles? Poate că aș începe să plâng, dar... Știu că este în casă, știu că este bine, el la fel. Titlul pe care l-ați spus, nu știu dacă el dorește chestia asta sau o fi dorit chestia asta să mă părăsească pentru o altă femeie, să fie sănătos. Stați puțin, așa s-a întâmplat? Titlul vostru care a fost
mai devreme. Dar v-ați spus lucrurile acestea de mai mult timp, dar chiar țin minte că și acum câțiva ani a fost discuția aceasta. Cui i-am spus eu chestia asta? Dumneavoastră la un moment dat ați spus și l-ați acuzat că vrea să plece în America pentru o altă femeie, o fostă iubită, și când dânsul spusese că vrea să plece în America pentru a fi alături de fiul care locuia acolo în perioada aceea. Declarațiile dumneavoastră. Mă rog, Natalia, o fi, poate o fi așa. Eu vreau să fum fără foc. Și eu vreau să cred, eu vreau să cred că nu este absolut nimic adevărat. Deși dovezi am. Am niște dovezi. Și aș vrea să aduceți cel mai bun cum se zice, clar văzător, nu știu cum până se numește. Clar văzător, știți cum este. Păi da, eu îi arăt ceva și îmi spune. Clar, scurt și la obiect. Aveți dovezi că v-a înșelat în cei 33 de ani de căsnicie? Nu că m-a înșelat. Nu că m-a înșelat. Natalia, o să spun la momentul potrivit când trebuie, pentru că eu sufăr foarte mult în perioada asta. Numai că, de exemplu, mâine avem eveniment, poi mâine avem eveniment, suntem împreună. Deci în continuare munciți împreună. Da, pentru că evenimentele sunt luate împreună. Mergem la cântare. Eu când cântă el, nu pot să rezist. E o voce irezistibilă în care nu pot să rezist. Mai înțeles, mă bag într-un colțișor acolo și vorbesc cu mine, știi? Foarte frumos. Dar ce suferiți, doamnă? Că aveți viață frumoasă, locuiți împreună, aveți evenimente împreună. Ce vă faceți? Da, locuim împreună, că n-avem încotro, pentru că locuim într-o casă cu chirie la Bragadiru. Și în timpul pandemiei n-a mai fost, ne-a lipsit evenimentele, ne-au lipsit concertele, ne-au lipsit nunțile, botezurile pe care le-am avut, mai înțeles. Probabil că nu mai e viața care a fost, cred că nu o să mai fie niciodată. Mulțumesc cu oamenilor care m-au ajutat, mai înțeles. Câteodată, nu știu cum să-ți spun, nu e chiar așa ușoară viață. Mai sunt și lucruri grele, nu? Da. Da, da. Doamna Catanga, ce v-a despărțit așa de mult? Ce v-a răcit așa de mult de acest om? În ultimele luni, poate în perioada de pandemie, cât a stat mai mult în casă, nu știu, au mai fost evenimente, greutățile vieții, banii poate, problemele financiare, ce v-a făcut? Da, și asta vreau să-ți spun, dar mulțumesc oamenilor care au fost aproape de sufletul nostru, pentru că îți dai seama, plec din sectorul 1 și mă duc în Bragadiru să locuiesc cu chirie. Îți dai seama cum este. Da. Și vreau să mulțumesc încă o dată domnului primar Vasile Cimpoieru pentru că a fost și este în continuare aproape de noi, omul care încearcă să facă foarte multe lucruri pentru Catanga să nu ajungem la divorț sau la... Vă iubește, domn, vă iubește și vă apreciază. Mulțumesc lui Dumnezeu că o doamnă îmi spunea pe Facebook că ce, Catanga a ajutat pe cineva? Ba, eu chiar am ajutat pe foarte multă lume, stimată doamnă. Altul zice că s-o fi săturat de nebuneala lui Catanga. Da, asta este. Cine mă cunoaște, mă știe. Știți că sunt și vulgară, știți că sunt și holerică. Mai vulcanică. El este o fire... foarte calmă, și câteodată și calmitatea asta te, nu știu cum să te scoate din sărite. Dumneavoastră, de-a lungul timpului, a spus că ați trecut alături de domnul Păduranu peste 33 de ani de căsnicie, prin bune, dar și prin rele. Ați avut mai multe necazuri de-a lungul timpului, care v-a adus mai aproape și v-a unit. Totuși, nu cred că asta să fie adevăratul motiv. Nu oare o a treia persoană s-a băgat în căsnicia dumneavoastră? Eu vreau să cred că nu este adevărat. Pur și simplu de la o fotografie. Uite, iar vorbesc prostii. Nu vreau să cred că este așa, dar... Ce fotografie?
Nu, că așa am scăpat și data trecută și uite, acum s-am împânzit. Acum ați zis să o pun la capă, știți cum e. Mă rog, nu. I-a făcut cineva fotografie domnului Pădureanu când era poate foarte aproape alături de o altă doamnă, dansa, o lua de mijloc. Mă, știi ce se întâmplă? E o dragoste la tinerețe și cea mai adracu dragoste e la bătrânețe, știi? Asta este, tu n-ai de unde să știi chestia asta, că ești mică, ești copil și n-ai de unde să știi chestia asta. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că sunt copii bine lângă mine, copiii lui Nicoleta și Costel chiar, cum să-ți spun, suferă pentru chestia asta, știe care este adevăr, știu care este adevărul ei. Eu le-am povestit, am stat de vorbă cu ei, vreau să vă spun că într-o săptămână vin... De 4 ori pe săptămână vine acasă, la noi. Și coborâm cu toții, ne comportăm ca ce când n-ar fi fost nimic. Încearcă să vă împace, doamnă, să faceți da, sigur, face și gândește-te că nu sunt copii mei, sunt copiii din prima căsnicie a lui Pădureanu, în care eu am o relație nu bună, extraordinar de bună, foarte bună. Și asta este, îmi zicea o doamnă, zice, Dumnezeu nu doarme, că i-ați part casa lui Pădureanu. Stimată doamnă, nu sunt prima și nici ultima. Așa a fost destinul. Poate că așa a fost destinul. Ce să fac? Ce să fac? Doamna Catangata, a spus ceva de fotografiile acelea cam compromisătoare. I le-ați arătat și domnului Pădureanu? Ați vrut să verificați? I le-ați arătat? Ce a zis despre ele? Sunt curioasă. A pornit de la o fotografie, mai înțeles, și de la un concert pe care... Un eveniment pe care l-am avut. Nu erați cu dânsul? Păi, și atunci de unde luam fotografia? Aha, păi, explicați-ne dumneavoastră. Nu vreau să explic prea mult. Aha. Pentru că rufele noastre nu s-au spălat până acum o săptămână în public. Noi ne-am spălat rufele în familie, cu bune, cu rele, cu bucurii, cu supărări, cu absolut tot. Dar va veni și momentul când... Va veni momentul când... O să spun și chestia asta. Dar se spune că un bărbat care înșală odată, înșală de mai multe ori. Ați mai trecut vreodată de-a lungul anilor de căsnicie prin această situație? Mai nu este problema de... Poate să aibă și a treia, și a cincea, și a zecea femeie. Poate să aibă, mai înțeles, există altceva. Este un lucru pe care nu pot să-l spun pe post. Aha. Înțelegi? E ceva mai complex decât... Da. Și nu-mi pare rău de altceva. Îmi pare rău pentru că... Trebuia să-mi spună. Știi? Și la momentul potrivit o să vedeți și voi. Dar acum, sincer vă întreb, ați vedea viața, continuarea vieții fără Pădureanu? Nu. Nu. Chiar dacă nu vorbim, chiar dacă nu stăm la aceeași masă, nu comunicăm în casă, Alexandru este mesagerul nostru, Alina, nora mea, la fel, cum să-ți spun... El trece cu băiatul la pian și cântă niște melodii numai de dragoste, numai de nu știu ce, mai înțeles, chiar aseară trebuia să merg la o grădină unde am fost invitată special a băiatului meu, dar s-a amânat acest eveniment pe data de 2 octombrie. Iar mâine, dacă vreți să vedeți cum se comportă Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu la un eveniment, veniți la restaurantul acela, nu vreau să dau nume, că nu vreau să fac... publicitate. O să intre pe pagina dumneavoastră și o să vadă. În centru vechi. Dar ați spus mai devreme că aveți un mesager. Adică dumneavoastră nici nu vorbiți în casă? Adică treceți unul pe lângă celălalt casă și nu comunicați? Nu vorbim. Mm. În casă nu vorbim. Oh. A început să lipsească foarte, foarte, foarte mult comunicarea între noi doi. Și n-aș vrea să înțeleagă telespectatorii că eu îmi influențez copilul, Doamne, ferească Dumnezeu să dau copilul de partea mea și să-i spun rău despre tatălui, pentru că aș fi o mamă criminală să fac chestia asta. Ce să fac? Să urlu, să mă tăvălesc pe jos cum să mă tăvălește Marian Mexicanu, că nu poate să o vadă pe fetița lui nici măcar 10 minute? Eu n-aș face chestia asta. Credeți-mă ce vă spun. Nu mă interesează, nu mă bag, dar copilul meu, Alexandru, este un copil bine crescut, cu mult bun simț și încearcă să... Eu când cobor jos în living,
Îmi cântă Alexandru și plâng cu patru rânduri de lacrimi. Mă scoate din orice. După ce termin eu de cântat, după ce termină el de cântat, mă duc și fac niște versuri singură, fac niște texte. Apoi coboară taicăsu, după vreo oră, două, și începe și cântă. Și ce crezi că îmi cântă? O melodie pe care mă seacă. Știe că mă dărâmă cu acea melodie. Știe că va atinge la inimă, nu? Da. Și mă închid în casă, în cameră și asta este, dar... Cum s-a spus că se va ajunge la divorț dacă el dorește chestia asta, eu n-am nimic împotrivă. Dar dumneavoastră eu sunt de acord. Nu faceți lucrul ăsta. Eu nu fac. Eu nu sunt de acord să fac chestia asta. Andrei, eu vreau să fiu soacră mare, aștept să termine cu chestia, cu pandemia, cu da. Poate Dumnezeu ne ajută și terminăm cu nenorocirea asta de pandemie. Și vreau să fie băiatul meu generică. Am noră din America, așteaptă toată familia ei, tot familionul ei, să facem nuntă. Facem nuntă aici, facem nuntă și în America. E cum să mă duc eu la nuntă fără tatăl copilului meu? E normal așa ceva? Nu. Eu nu cred deci că e normal. Deci dumneavoastră vreți și vă gândiți numai la lucruri frumoase. Nici de cum nu vă doriți acest divorț. Eu că din contră, domnul Pădureanu și l-ar dori. Ați discutat despre asta? A fost o mică discuție, dar așa, fără răspuns, știi? Ce a zis dânsul? Eu am zis prima că... am zis așa, poate într-o glumă. Ba, da, știi, iubirică, eu am să divorțez de tine. Aoleu. La care el a spus, ha, 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 ce bine mi-ar pare. Așa, un răspuns din ăsta ironic, știi? Care pe mine m-a... rănit, nu știu nu, cum cred să că, cred că a simțit că și dumneavoastră ați spus așa ca să-l răniți un pic și a vrut să vă rănească și el pe dumneavoastră și v-a, zis, v-a răspuns tot la fel. Hm? Nu credeți asta? Sau credeți că a fost serios? Eu nu cred. Sper să nu fie așa. Nu vreau să cred că s-o fi dus deja la primar. Nu pot să-mi dau seama. Și îți dai seama, eu am programat nunta lui Alexandru în martie, chiar de ziua mea. M-ai înțeles? Chiar de ziua mea s-am programat nunta fiului meu. Domnul Cimpoieru așteaptă să fie naș. Ce să mai zic altceva? Corect. Doamna Catanga, după 33 de ani, nu cred că există om care să nu vă cunoască mai bine decât domnul Pădureanu. Ați fost internat în spital, ați trecut peste boli, peste probleme de sănătate, peste multe, multe obstacole. Cum vă gândiți că va fi viața dumneavoastră de aici înainte fără... fără dânsul alături de nu care să vă sprijiniți. Nu concep, dacă el pleca de acasă definitiv să se mute în altă parte, poate că aici erau și roaie de lacrimi. Și totuși nu vă doare faptul că stați în aceeași casă și vă purtați ca doi străini? Da, da, știi, Natalia, muzica nobilează sufletul și terapia cea mai bună pentru mine este muzica. Înseamnă că tot muzica o să vă aducă și împreună, din nou. O să vă facă să iertați, să treceți peste este, tot. A fost o poveste de dragoste foarte frumoasă. În Israel s-a întâmplat toată chestia. Deci în Țara Sfântă. Și n-aș dori, nu știu cum să-ți spun, să mă gândesc la un divorț. Eu am văzut imagini de la nuntă cu dumneavoastră mireasă în care și roaie de lacrimi erau pe obraz. De emoție, de bucurie, de iubire. V-ați gândit vreodată că o să vină momentul și ziua în care să vorbiți despre divorț? Nu. Dar, draga mea Natalia și Andrei, nu sunt nici prima, nu sunt nici ultima din România. Eu mulțumesc tuturor care mi-au trimis mesaje și sunt alături de mine și mulți, nu numai voi, vreau să spun că nu credeți chestia asta că divorțăm și oamenii care ne știu împreună, noi mergem la televiziuni împreună, am mers la televiziuni împreună, am mers la evenimente și mergem la evenimente împreună. A fost mai greu. Eu aseară nu m-am prezentat la evenimentul de la Grădina Sticlarilor, care s-a amânat pe 2
octombrie pentru mine, scuze, invitată de băiatul meu într-un alt context, cu muzică de jazz. De ce nu v-ați dus, domnul? Nu m-am dus pentru că s-a dus soțul meu. Ah, și n-ați vrut să... Adică acasă vă stați împreună, dar acolo n-ați putut să mergeți. Nu. Ați vrut să fiți rea. Nu, băiatul mi-a zis: mami, vino cu mine, te rog frumos, ia-l și pe tati. Și am spus: nu, nu merg eu, dacă merge tati. Eram deja îmbrăcat, mai înțeles. Și a mers el acolo. Eu am rămas acasă. Dacă rămâneam noi doi acasă, îți dai seama ce ieșea. Acum stau și mă gândesc, numai că Tanga o să aveți de pierdut pe viitor, pentru că lumea care vă vrea și vă voia până acum, vă voia împreună. Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu. Dar nu e nicio problemă, nu are nicio relevanță chestia asta. Că mă cheamă pe mine sau că îl cheamă pe el. Tot sau... împreună mergeți. Tot împreună mergem. A, să fiți hotărâtă, doamnă, să nu mergeți pe rând, că după aia nu e treabă. Sigur că da. Adică banii tot în familie rămân. Păi, normal, noi n-am avut banii separați niciodată unul de celălalt. Foarte locușorul bine. Unde a fost cu banii acolo, acolo a fost. A fost loc comun. Aveți și dumneavoastră ceva strâns acolo pentru zile negre? E, ce să am, dacă aveam, mai stăteam cu chirie. Așa. Vreau să spun că oamenii care și-au bătut joc de mine... aș vrea să spun o chestie, dar nu vreau să o spun, că nu vreau să deranjez. Știu că a fost colega voastră și asta. L-am cântat domnul Tudorache, l-am cântat doamna Firea, chemându-ne și pupându-ne. Haideți să nu intrăm crezând, în, nu intru în politică, altă zonă, că nu are sens. Dar să știi că am suferit foarte doamna mult, Catanga, Natalia, pentru asta. Sperăm din suflet să nu se termine aici și povestea de dragoste. Și să rămâneți în împreună, pentru că publicul așa vă vrea. Așa vă vrea împreună. Și să ne cântați împreună aici în platou, să veniți, să fiți împreună fericiți așa cum erați odată. Dacă voi ați auzit foarte bine că el vrea să divorțeze, n-aveți decât să-l chemați pe el, să-i puneți voi întrebări, să știți de nu, ce. Nu, ne așteptăm împreună. Deocamdată nu vrea să vorbească. Noi am propus să facă o declarație de dragoste în direct, dar nu a vrut, n-a răspuns pozitiv. Se pare că încă mai sunt așa mici disensiuni, dar eu sunt convins că o să treacă. Da, ce să zic, vă dorim mult noroc în viitor și să fiți împreună, să fiți...